Noua conducere de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Dâmbovița susține că atenția instituției se va concentra mai mult asupra asiguratului și asupra drepturilor de care acesta trebuie să beneficieze. Planul nostru de management, al meu în speță, reprezintă ca obiective principale asigurarea funcționării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local în condiții de eficacitate, la nivelul indicatorului de performanță conform planului managerial asumat. Asigurarea echilibrului bugetar și întărirea disciplinii financiare și contractuale la nivel local. Asigurarea accesului asiguraților la pachetul de servicii medicale de bază, programe naționale de sănătate curative în limita fondurilor disponibile, potrivit principiilor funcționare ale sistemului de asigurări de sănătate. Creșterea gradului de informare cu privire la drepturile și obligațiile asiguraților în sistemul de asigurări sociale de sănătate și creșterea gradului de satisfacție a asiguraților în ce privește calitatea serviciilor medicale. Acesta este rolul dumneavoastră, ca împreună cu noi să popularizați aceste obligații pe care le avem noi în raportul cu asigurații, de așa natură încât ei au drepturi, într-adevăr, în raport cu noi, dar în raport și cu furnizorii de servicii medicale. Pentru că ei obțin aceste servicii medicale în schimbul unor sume de bani, nu? Plătesc o contribuție. Din acest punct de vedere, există o dublă relație contractuală între casă și furnizor, spital, policlinică, medicina de familie și, pe de altă parte, între cel care plătește contribuția, adevărat că nu direct la noi, la Casa de Asigurări, ci indirect în Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, care e gestionat de stat prin intermediul Ministerului de Finanțe, dar care reprezintă o contribuție separată, cu caracter privat, da? Nu e un impozit, nu e o taxă, și care reprezintă, de fapt, legătura care ne leagă de asigurat pe noi casă, dar și obligația furnizorului care prestează serviciile, inclusiv drepturile salariale, că vom avea o temă în scurt timp pentru ziua de mâine vis-a-vis de revendicările și a Sanitasului și legat de drepturile salariale, inclusiv drepturile salariale, o parte din ele se regăsesc în acest fond de asigurări de sănătate.